Social-democrații și liberalii au căzut de acord asupra faptului că trebuie să existe din toamnă două cote de TVA de 9, respectiv 19%. Vom plăti taxă pe valoare adăugată 9% pentru mâncare, medicamente și proteze, dar și pentru cazarea la hotel, așa va apărea pe factură 9%, iar pentru toate celelalte bunuri și servicii va fi de 19%. Însă, sunt de acord atât social-democrații cât și liberalii asupra faptului că trebuie eliminate facilitățile fiscale pentru angajați din construcții, dar liberalii, să știi, Claudiu, că au rezerve când vine vorba de eliminarea acestor facilități pentru angajații din agricultură, dar și cei din industria alimentară. Nicolae Ciuc a cerut chiar o analiză suplimentară pentru asta. Liberalii vor ca angajații din sistemul public, din sistemul bugetar, să plătească CASS-ul, acea contribuție la sănătate de 10% pentru tichetele de masă, dar și pentru voucherele de vacanță. Pentru socialdemocrați nu ar fi o soluție foarte convenabilă. De cealaltă parte, sursele din PSD ne spun că premierul ar fi propus inclusiv desfințarea 200.000 de posturi din sistemul public, atenție, posturi neocupate, care ar duce la o economie substanțială la nivelul bugetului statului. Important e ce spuneai și tu, Claudiu, că n-au ajuns la o concluzie astăzi socialdemocrații și liberalii în ședința coaliției de guvernare. Măsurile fiscale nu vor fi aprobate în această săptămână. De altfel, termenul limită dat de premierul Marcel Ciolacu era undeva până la finalul primei săptămâni din luna august. Aceste măsuri ar trebui să fie aprobate sub forma unei ordonanțe de urgență, iar o parte dintre ele ar trebui să fie aplicate inclusiv din această toamnă, inclusiv acea creștere a salariului minim, care ar aduce, printre altele, inclusiv bani în plus la bugetul statului, prin faptul că acele contribuții se vor calcula la o valoare mai mare din salariu.